Spitalul municipal din Caracal va putea oferi pacienților în cel mult 2 ani condiții de cazare comparabile cu cele din unitățile medicale europene. Peste 20 de milioane de lei vor fi investiți prin intermediul a 2 proiecte finanțate din bugetul Comunității Europene. Avem 2 proiecte foarte importante care privesc spitalul municipal. Unul dintre ele complementare într-un fel, unul dintre ele este cel care privește creșterea eficienței energetice, anveloparea spitalului și instalarea unei centrale termice. Acesta este în valoare de 6 milioane de lei. Și ambulatoriul de specialitate al unității medicale va fi reabilitat, modernizat și dotat corespunzător. Medicii care își desfășoară activitatea vor beneficia de cabinete moderne și aparatură de ultimă generație. Un proiect care vizează ambulatorul de specialitate, ambulatorul integrat, și anume reabilitarea, modernizarea și echiparea cu aparatură pentru ambulatorul de specialitate, un proiect în valoare de 10.277.000 RON, care la rândul lui este împărțit pe 2 componente, cam jumătate pentru aparatura de specialitate și 933.000 de RON pentru, aproape 1.000.000 de RON pentru lucrări de construcții și modernizări în interior. Investițiile mai cuprind și înlocuirea rețelelor de utilități și cele electrice. Cel de-al doilea proiect care vizează eficientizarea termică a spitalului este un proiect asemenea de vreo 10.133.000 de RON și vizează în mod normal creșterea eficienței energetice, reducerea costurilor cu energia. Actualele clădiri în care funcționează spitalul din Caracal și ambulatoriul au fost construite între anii 1979-1983 și nu au fost niciodată reabilitate sau modernizate.